Bună dimineața! Potrivit specialiștilor, caria dentară este cea mai frecventă boală cronică a copilăriei la nivel mondial. Astfel, caria este de 5 ori mai frecventă decât asmul bronșic, de 4 ori mai frecventă decât obezitatea infantilă și de 20 de ori mai frecventă decât diabetul. O cauză importantă sunt alimentele bogate în zaharuri. Medicul somatolog Denisa Tutunaru este alături de mine în această dimineață. Bună dimineața! Și ne explică astăzi ce ar să, la ce ar trebui să ne gândim, mai ales atunci când dăm acel pachetel copilor noștri la la școală. Nu ne gândim ce fac ei când nu suntem noi acolo, dar totuși să îi pregătim cu bine atunci când pleacă de acasă, nu? Da, bună dimineața! E important să știm că dinții de lapte sunt la fel de importanți ca și dinții definitivi. Dacă noi nu avem grijă de dinții de lapte, putem să avem afectat pe viitor mugurele dintelui permanent, putem să avem afectată vorbirea, masticația, chiar și oasele maxilare pot să fie afectate și musculatura. Ce putem noi să facem pentru a îmbunătăți alimentația copilului nostru și să nu cumva să facă carii? Avem niște alimente benefice pentru sănătatea orală, iar aceste alimente sunt, atunci când ne facem sandvișul la școală, putem să folosim o pâine integrală din grâu, nu cea clasică cu amidon, pentru că se face pasta aceea aderentă pe dinți și ei dezvoltă carii între dinți mai ales. Este important să le spun părinților că e vorba despre făina ultraprocesată. Făina ultraprocesată pe care o găsim în biscuiți, în napolitane cu ciocolată, în snack care aderă pe dinți, precum Geleuri, caramele, astfel de lucruri ar trebui evitate în alimentația copilului nostru și în uh, absolut tot ceea ce înseamnă uh, gustările de la școală. Sau dacă o facem, să avem grijă să se facă o singură dată pe zi și atunci să periem dinții sau să folosim o gumă fără zahăr. Atenție, majoritatea gumelor pentru copii conțin zahăr și fac mai rău decât, decât bine. Sau să bea foarte multă apă. În momentul în care bem multă apă, se echilibrează pe ul salivar și se mai echilibrează uh, toate aceste resturi bacteriene. Apropo de spălatul pe dinți, există vreo diferență vizibilă sau de care trebuie să ținem cont între pasta de dinți pentru copii și cea pentru adulți? Tot vedem peste tot în supermarketuri. Ar trebui să luăm una specială pentru copii? Încă de la vârsta de 6 luni de când apare primul dințișor, părinții ar trebui să folosească șervețele umede pentru curățarea dinților sau pasta aceea de dinți care conține bicarbonat de sodiu de cele mai multe ori. După care, grupele de vârstă 3-6 ani, copilașii au o pastă de dinți cu o cantitate foarte mică de flor. După 6 ani, introducem florul în pasta de dinți. folosim paste de dinți cât un bob de mazăre, nu mai mult pentru vârste așa micuțe, când ne dăm cantități de flor copilului. Practic, atunci când învață să pe introducem florul în pasta de dinți. Iar de la vârsta de 9-12 ani, recomandăm aceeași pastă de dinți ca și a adulților cu flor pentru protecție anticarie. Totuși, de ce apar aceste carii? Chiar și la noi, adulții, în afară de faptul că poate ne spălăm pe dinți. În fiecare zi și poate mâncăm și corect cât de cât 80% din timp da? Mai există și alte cauze pentru că ar trebui să ne gândim totuși. Caria este începutul unui proces îndelungat nu de restabilirea sănătății cavității bucale. În mod normal, carile nu apar fără a avea un factor nociv. Aceasta vine de cel mai multe ori de la alimentație. Dar alimentația, inclusiv cafeaua, de exemplu, da? dacă noi vom o cafea pe parcursul zilei, avem un mediu oral, un mediu foarte acid și acesta favorizează caria. În momentul în care avem gustări și noi le facem salivei timp să uh, crească și să se dezvolte și să facă pe ul salivar alcalin, aceste lucruri nocive fac ca noi să beneficiem de uh, lucrurile nocive din partea de alimentație. De asta, eu recomand uh, tuturor să bea foarte multă apă pe parcursul zilei, pentru că în felul acesta putem să scăpăm de toate lucrurile care ne apar uh, ca și pH salivar scăzut, să evităm uh, cafeaua pe parcursul zilei, doar dimineața, și să avem mare grijă la ceea ce înseamnă gustările noastre, cum spuneam, băuturi dulci, carbogazoase, chiar și gheața băuturile cu gheață pot să creeze microfisuri în smalți. Băuturile fierbinți, de asemenea, pot să aibă un, un lucru nociv asupra dinților noștri și de asta este important să avem grijă ce, cum ne alimentăm. Cam la temperatura camerei, așa. Periajul, bineînțeles, obligatoriu, de două ori pe zi, dimineața și seara, timp de două minute și foarte important pentru a nu face cari între dinți, ață dentară sau duș bucar. O să pun o întrebare pe care am primit-o și noi de foarte multe ori. În cât timp ne putem pierde dintele din momentul în care apare o carie pe care noi o vedem, deci cea vizibilă, nu cea care se vede la o radiografie? Primul semn al cariei este demineralizarea dentară, adică o pată albă pe dinte, pe care de multe ori nu o vedem din cauza salivei. De asta este important să mergem la stomatolog, pentru că noi sesizăm această demineralizare și punem pe dinți niște geluri protectoare cu flor și, practic, procesul devine reversibil. În momentul în care caria devine cavitară, adică apare deja o gaură în dinte, să-i spun așa, acea negreală. negreală de pe dinte, da? Urmează afectarea nervului. După afectarea nervului putem să ajungem la acces dentar, care netratat duce la pierderea și ajungem astfel să pierdem de multe ori din cauza unui dinte încă doi sau trei dinți alăturați, pentru că dinții vecini migrează, iar cel de sus, de exemplu, coboară și astfel pierdem 3-4 dinți din cauza unuia. Da, e destul de complicat. Ar trebui să ne gândim și care sunt cele mai um, întâlnite afecțiuni la adolescenții noștri, pentru că de acolo începe educația, da? de la copii, de la adolescenți, ajungem și la maturitate. În afară de cari. Um cea mai des întâlnită afecțiune pe care o vedem la copilași este bacteria cromogenă, acei dinți negri pătați, care se curăță în cabinetele stomatologice, care este favorizată de multe ori de picăturile cu fier sau de eu știu, fructe, legume nespălate care fac aceste, aceste bacterii cromogene. După ele, demineralizarea dinților, așa cum spuneam, care este primul semn al cariei, caria dentară, accesul dentar și malocluzile. Dacă pierdem dinții de la vârste mici, urmează să avem probleme apoi cu mușcătura, avem malocluzii, chiar și bruxiz, copiii încep să scrâșnească din dinți în momentul în care pierd dinți prematuri și uneori afectarea dinților permanenți tineri, pentru că majoritatea părinților nu știu că la vârsta de șase ani apare molarul definitiv, care trebuie sigilat, pentru că toți pacienții pe care noi îi vedem astăzi în cabinete au cel puțin un molar de 6 ani lipsă sau cariat sau cu tratament de canal. Este important ca la vârsta de 6 ani să știm că apar dinți definitiv la copiii noștri. Bun, este să ținem cont. Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări importante. Dinții trebuie curățați așadar cu regularitate, urmând în totalitate sfaturile medicului stomatolog. Alegeți perie, o perie de dinți potrivită, o pastă care să ofere protecție dinților și nu uitați și de ața dentară, așa cum am discutat, periajul corect al dinților. Petiției se realizează de sus în jos pentru dinții din față și cu mișcări stânga-dreapta în cazul măselelor. Așa că până data viitoare, sănătate mult!